ajunge la o anumită vârstă and begins to recognize the opposite sex. Și începe să recunoască sexul opus as something desirable. Ca pe ceva de dorit. And that age keeps getting lower every year. Și vârsta aceea devine tot mai mică pe măsură ce timpul trece. And that's terrible. Și lucrul acesta este groaznic. We should protect the innocence of our children. Ar trebui să ne protejăm copiii de inocența lor. And you can't protect them from everything. Însă nu poți să-i protejezi de absolut totul. But you don't have to pump pornography into your house through a television. Însă nu trebuie să pompezi pornografie în casa ta prin televizor. We need to protect the innocence even of our boys. Trebuie să protejăm până și inocența băieților noștri. Because the world wants to corrupt them. Pentru că lumea vrea să-i corupă. Pervert them. Să-i pervertească. Twist them. Să îi întoarcă pe toți. But when a young boy begins to recognize the opposite sex. Însă când un tânăr începe să recunoască sexul opus. That is not a sign for him to begin to participate. Asta nu este un semn pentru el ca să înceapă să participe în viața aceea sexuală. It is a sign for him to really start preparing. Ci este un semn pentru el să înceapă să se pregătească cu adevărat. To prepare for the right to take a woman. Să se pregătească pentru dreptul de a lua în căsătorie o femeie. You ought to be training yourself. Trebuie să vă echipați pe voi înșivă, să vă pregătiți. A young girl does not need a young boy. O tânără nu are nevoie de un tânăr. She needs a man. Are nevoie de un bărbat. Who knows how to work. Care să știe cum să lucreze. Who fears God. Care să-i fie teamă de Dumnezeu. Who saves his money. Care își pune deoparte banii. Not to buy a new video game. Nu ca să cumpere un nou joc video. But to hopefully one day make a down payment on a home. Și ca într-o bună zi să plătească, să facă prima plată către o casă. A young man with strength. Un tânăr care are tărie. Another thing, young men, that you need to understand. Și un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegeți, tinerilor. The modern idea of dating. I don't know which. Viața aceasta modernă de a începe să ieși cu un prieten sau cu un prieten. Is wrong. Este greșită. It's unbiblical. Este nebiblică. And it is dangerous. Și este periculoasă. And what do I mean? Ce vreau să spun prin asta? Let's talk about adolescence for a moment. Vreau să vorbim despre adolescență pentru puțin. Before the idea of adolescence came along, înainte ca să apară ideea de adolescență, you had a boy, aveai un băiat, or a man, sau un bărbat. Boys do boys' things, băieții se ocupă cu lucrurile băiețești, and men do men things. Și bărbații se ocupă cu lucrurile bărbătești. But now they put in there a thing called adolescence. Dar acum au pus acolo între cei doi ceea ce ei numesc adolescență. Which is not biblical. Care nu este biblică. It's an invention. Este o invenție. It contradicts the scriptures. Contrazice scriptura. It's a time when supposedly the young man begins to fight for his independence. Este o perioadă de timp când cel tânăr ar trebui să înceapă să lupte pentru independența lui. It's a time of rebellion. Este o perioadă de răzvrătire. He's trying to find himself. Încearcă să se găsească pe sine. Find that in the Bible. Găsește lucrul acesta în Biblie. It's a lie. E o minciună. But primarily adolescence is dangerous for this reason. Însă, în mod deosebit, adolescența este periculoasă din cauza următoare. Now a little boy, acum un băiat, un băiețel mic, can continue acting like a little boy, poate să continue să se comporte ca un băiețel, but call himself an adolescent, dar să se numească pe sine adolescent, and demand the privileges that belong to a man, și să ceară privilegiile care îi aparțin unui bărbat, without being willing or able to assume the responsibilities of a man. Fără să fie dornic și fără să poată să-și asume responsabilitățile unui bărbat. Young man, when can you start thinking about a relationship with a young lady? Tinerilor, când puteți să începe să vă gândiți cu privire la o relație pe care să o aveți cu o tânără? First of all, know this. În primul rând, trebuie să știți următorul lucru. You do not even begin to think about a relationship with a young lady. Nici nu încep măcar să te gândești la o relație cu o tânără. Unless you are looking to marry her. Dacă nu te aștepți să te căsătorești cu tânăra aceea.
You do not go out with a young lady because you want to have fun. Nu ieși cu o tânără pentru că vrei să vă distrați împreună. Or because you want to try all the models before you make a purchase. Sau pentru că încerci sau vrei să încerci toate modelele înainte să cumperi în cele din urmă. You enter into a relationship. Ci intri într-o relație. First of all, because you have become a man. În primul rând pentru că ai devenit bărbat. Relationships with girls is not for little boys. Relațiile cu fete nu sunt pentru băieți. Even if they're in college. Chiar dacă băieții aceia merg la colegiu. A man must leave his father and mother. Un bărbat trebuie să-și părăsească mama și tatăl. Then he can cleave to a woman. Și apoi poate să se alipească de o femeie. You must work very hard. Trebuie să lucrezi din greu. To become a man as quickly as possible. Să devii un bărbat cât de repede posibil. Just take responsibility for yourself as quickly as possible. Și să îți asumi responsabilitățile tale cât se poate de repede. So that you can enter into a relationship. Pentru ca să poți să intri într-o relație cu o femeie. Let me give you an example. Vreau să vă dau un exemplu. I hunt with a longbow. Eu vânez cu un arc lung. And it is extremely sharp. Și săgețile sunt foarte ascuțite. It's like a razor. Sunt ca o lamă, atât de ascuțite sunt. My boy who is 8 and 6 also shoot longbows. Și băieții mei care au 8 ani și 6 ani trag și ei cu arcuri. But they use different points on the end of their arrows. Însă folosesc diferite vârfuri la săgețile lor. They are not mature enough to handle the real thing. Pentru că ei nu sunt suficienți de maturi ca să aibă vârfuri adevărate la săgeți. They will kill themselves. Se vor omorî pe ei înșiși. And they will not use the hunting points that I use. Și nu vor folosi ca urmare vârfurile de săgeți pe care le folosesc eu. Until they're mature enough to handle it. Până când ajung suficient de maturi să poată umbla cu ele. My 6-year-old boy shoots the rifle. Și băiatul meu de 6 ani trage cu pușca. But he cannot carry it out to the field. Dar nu poate să o ia cu el afară undeva în câmp. I let him load it. Îl las să o încarce. And I let him shoot it. Și îl las să tragă cu ea. And he gives it right back to me. Și mi-o dă imediat înapoi mie. He's not old enough yet to handle such a dangerous thing. Nu este suficient de vârstă ca să mânuiască o asemenea armă. You want to handle a woman? Vrei să poți să mânuiești o femeie? You want to enter into a relationship with a woman? Vrei să intri într-o relație cu o femeie? You must prove your maturity. Trebuie să-ți dovedești maturitatea. Your maturity in Christ. Maturitatea în Hristos. And your maturity as a man. Și maturitatea ca și bărbat. Willing and able to take responsibility. Dornic și în stare să poată să-și asume responsabilitatea. You enter into a relationship with a girl. Dacă intri într-o relație cu o fată. After much prayer. O faci după multă rugăciune. And after you have prayed about it, și după ce te-ai rugat cu privire la lucrul acela, you go to your father. Mergi la tatăl tău. Father, I need your counsel. Tată, am nevoie de sfatul tău. Have I become mature enough? Am devenit eu suficient de matur? Am I a man? Sunt eu un bărbat? What do I lack? Ce îmi lipsește? Father, this is the name of the girl. Tată, acesta este numele fetei. She's in our church. Este în biserica noastră. Do you believe she's mature? Crezi tu că ea este matură? Do you believe she's godly? Crezi tu că este blavioasă? Young man, if your father will not take that